Divorțul lui Bill Gates face înconjurul planetei și se discută foarte mult de avere și cum va fi ea împărțită între Bill și Melinda Gates. Este vorba despre 127 de miliarde de dolari. Vă spuneam mai devreme, este jumătate din PIB-ul României, averea unei familii. Doar că nu s-a vorbit până acum despre motivele pentru care a apărut acest divorț. Și stăm de vorbă despre asta cu Lucian Mândruță, jurnalist DGFM. Bună seara, Lucian! Bună seara! Tocilar și filantrop, simpatic și de încredere, imaginea asta a lui Bill Gates a fost ruinată din cauza divorțului, scrie Business Insider, pentru că, de fapt, cine ar fi crezut, Lucian, Bill Gates ar fi un soi de prădător sexual? Nu m-am gândit la asta când m-am întâlnit nimeni. Cu el. Pentru că am uitat. A, te-ai întâlnit cu el? Eu chiar îl cunosc pe Bill Gates. Oh. Am stat cu el jumătate de oră. Am făcut un interviu cu Bill Gates. Și s-a întâmplat după ce l-am fugărit cam un an și jumătate. Întâi am încercat să fac interviu cu el la New York. M-am dus până la New York cu o echipă de filmare și nu a reușit să își elibereze un pic din program acolo. Și până la urmă l-am găsit la Praga după un an și ceva. Lucram la un ziar de business în vremea respectivă. Dar ce mi s-a părut interesant? Două lucruri mi s-au părut interesante la Gates. Când m-am întâlnit cu el prima oară, eram amândoi în picioare. Și cravata lui ajungea, nu știu, cam până unde e microfonul meu aici, da? Și era cam scurtă. Mi s-a părut foarte ciudat. Era exact cravata de geek, știi? Adică cravata din aia de oameni care nu sunt foarte atenți. Da, dar stai să vezi. Ne-am așezat pe scaun. Interviul era pregătit pentru scaun, camerele erau reglate și văzute de echipa lui. În momentul în care s-a așezat pe scaun, cravata lui a căzut perfect la curea. Deci era cravata reglată de stafful lui de campanie să arate perfect în momentul că să nu se reverse peste curea în momentul în care stă jos. Deci mi-am dat seama că e un om foarte atent la detalii. Doi, însă, din păcate, atunci când am stat de vorbă cu el și am încercat să scot de la el niște chestii mai umane, știi? Eu venind într-o lume în care nu era totul Microsoft, nu era totul Windows. Am stat în fața lui cu un Palm Pilot, deci un dispozitiv mobil de la concurență, știi? Erau organizatoarele de pe vremea aia, dacă îți mai aduce aminte, aveam telefoanele în el, întrebări. Chestii din astea și nu i-a picat bine treaba asta. Dar n-am reușit să scot nicio clipă de pe linia lui, adică era clar, era pe șină, mergea pe mesajele preorganizate, prearanjate dinainte, stabilite și am realizat că, de fapt, omul ăsta ascunde ceva. Atunci nu am realizat ce anume, nu m-am gândit ce anume ar putea să fie, dar, în mod evident, nu era un om atât de pasionat de computere încât să vorbească numai despre ele. El era mai degrabă pasionat de business-ul lui și să-i meargă bine, știa că discută cu un om de la un ziar de business într-o țară unde trebuia să vândă nu știu câte mii de licențe, milioane, și atunci a mers foarte safe. Dar n-am reușit să-l văd în spate. Acum îl descoper alături de voi. Adică nu ți s-a părut sincer? Mi s-a părut foarte formal. În condițiile în care el venea dintr-o zonă în care, știi, era puștan, era geek, era din generația care a inventat computerele în lumea asta. Oameni care, cum să spun, nu păreau să fie, ei au distrus tot establishmentul, da, au omorât business-ul de mașini de scris, de exemplu. S-au distrat, au făcut jocuri în primul rând, au piratat. Adică viața lor părea să fie super distractivă. Și când m-am întâlnit cu el, era un om la 40 și ceva de ani, foarte plictisitor. Nu era ca Steve Jobs. Bun. E bine, iată că în spate nu era ceva atât de plictisitor. Poate compensa cumva. Corect. Acum, există mai multe informații, ai trecut și tu prin ele, cum am trecut cu toții, ele sunt publice, le are la dispoziție oricine. E un lucru care pe mine mă intrigă. Doamna Melinda Gates ar fi luat decizia să divorțeze după ce s-a umplut paharul, ni se spune, pentru că domnul era foarte dornic de relații la birou, nici măcar nu căuta în altă parte, foarte aproape. De altfel, așa a cunoscut-o pe Melinda. Tot la birou. Soția lui provenea de la birou, da? Înțeleg că atunci când a plecat din companie, a scris Wall Street Journal acum 4 zile, ar fi plecat din cauza unui scandal cu o aventură cu o colegă de birou care ar fi ținut 20 de ani, deci probabil că s-a suprapus cu căsnicia lui sau poate venea de puțin mai de dinainte de asta și a plecat în urma, spune Wall Street Journal, în urma riscului unui foarte răsunător proces. Probabil că a fost și o compensație plătită acolo ca să scape de gura lumii. Asta ne spune că, de fapt, omul nu era cine credem noi și atunci dacă e să ne gândim la Jeffrey Epstein, care a fost un personaj cheie în lumea mondenă, dar și de business în America în anii 90 și 2000, de ce nu să ne putem gândi și la lucruri mai îndepărtate, de ce făcea el prin insulele lui. Un membru al coroanei britanice, să nu uităm, a fost implicat în chestia asta și multă vreme regina nu s-a mai întâlnit cu el, numai cei care urmăresc corona știu despre cine e vorba.
Mulțumesc mult, Lucian. Jeffrey Epstein, care a fost acuzat de pedofilie, s-a spânzurat în celula lui de închisoare pe 10 august 2019 și doamna Melinda Gates ar fi supărat foc atunci când a aflat că în apartamentul lui Jeffrey Epstein a ajuns Bill Gates. Pauză și când ne întoarcem, vorbim despre ce se întâmplă cu doamna Dăncilă, că l-a așezat într-un post bun și pe soțul. Rămâneți cu noi, revenim!